Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint principalul buletin de știri al zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Doi judecători au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate de Procuratura Anticorupție după ce CSM a dat curs cererii procurorului general interimar. În total, 4 magistrați sunt suspectați de acte de corupție și trafic de influență. Guvernarea de la Chișinău pune piedici procesului de livrare a gazului la un tarif de 10 lei pentru metru cub, spune bașcanul Găgăuziei. Sărăcia la raport. Vârstnicii de la sate s-au grăbit să se înregistreze și în acest an pe platforma compensații. Poveștile bătrânilor care stau cu mâna întinsă după ajutor le vedeți la știri. Construcția unei noi baze militare din apropierea capitalei a început. Ce spun autoritățile, dar și oamenii despre noul proiect, vă spunem în continuare. Doi judecători au fost reținuți pentru 72 de ore în urma perchezițiilor demarate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Unul dintre magistrați este de la Curtea de Apel Chișinău, iar cel de-al doilea de la Judecătoria Chișinău. Procurorii urmează să decidă dacă vor fi înaintate demersuri privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest. Despre aceasta se spune într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție. Amintim, verificările au pornit după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat curs unei solicitări în acest sens a Procuraturii Generale, a procurorului interimar Ion Munteanu. Imagini cu mascații pe coridoarele unei instituții de judecată a postat chiar CNA. Cei 4 judecători au fost suspendați din funcție și pot fi urmăriți, reținuți, arestați și supuși percheziționării, după ce acordul în acest sens a fost dat de Consiliul Superior al Magistraturii. Deocamdată nu este clar despre cine este vorba. Se știe că unul dintre judecători este bănuit de corupere pasivă și trafic de influență, alți doi de complicitate la trafic de influență, dar și trafic de influență, iar asupra celui de-al patrulea magistrat planează suspiciuni de corupere activă. Sesizarea Procurorului General, care vizează 4 judecători diferiți. Ei reprezintă judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău. Trebuie să spuneți, dosarele sunt legate între ele sau nu? Da, dosarele au legătură între ele. Totodată, Sergiu Caraman a infirmat informația răspândită în presă, potrivit căreia la ședință ar fi participat și președintele Maia Sandu. La ședință au fost prezenți atât procurorul general interimar Ion Munteanu, cât și șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Drăgălin. Potrivit CNA, investigațiile penale se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanelor urmărite penal, cu asigurarea principiului prezumției nevinovăției, confidențialității urmăritei penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal. Potrivit legislației, judecătorii din Republica Moldova beneficiază de imunitate funcțională, adică nu pot fi trași la răspundere pentru hotărârile lor, cu excepția cazurilor când este probat că au acționat cu rea voință ori din neglijență gravă. Fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovski este de părere că Alexandru Stoianoglo trebuie repus în funcție de procuror general după deciziile recente ale CEDO, care a stabilit că autoritățile moldovene i-au încălcat acestuia drepturile atunci când l-au suspendat din funcție, dar și după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul în baza căruia fostul procuror general a fost evaluat și demis. De cealaltă parte, președintele Maia Sandu afirmă că hotărârea în alte instanțe nu schimbă planurile autorităților, inclusiv condiția Uniunii Europene de a avea un proces nou de selectare a procurorului general. Stanislav Pavlovski, avocat și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a declarat în platoul N4 că drepturile lui Alexandru Stoianoglo au fost încălcate intenționat și că acum judecătoria Chișinău nu are altă soluție decât să anuleze decretul președintelui Sandu, deoarece baza legată de demitere a ex-procurorului general a fost recunoscută ca fiind neconstituțională.
deja vedem cum va proceda judecătoria Chișinău, că ei nu au alte ieșiri în acest gen de situații, ei nu au alte ieșiri decât anularea decretului doamnei președinte. Și asta ar însemna restabilirea domnului Stoianoglu în funcție, spre deosebire de alte state în Republica Moldova, în cazul domnului Stoianoglu și în alte cazuri, în unele alte cazuri, încălcarea dreptului omului a fost comisă nu de aceea că statul a evaluat ceva eronat sau statul, reprezentanții statului n-au avut cunoștință necesară sau experiență necesară. Nu. Sunt situații în care drepturile omului se încalcă intenționat. Intenționat. Și asta deja devine foarte și foarte grav. Iar fostul viceministru al justiției, Nicolae Ieșanu, a atras atenția asupra unui alt fapt grav produs în timpul în care a fost judecat Stoianoglu. Curtea Europeană a spus un lucru simplu. Domnul Stoianoglu a fost total neputincios în fața statului. Iată care este concluzia. El nu a beneficiat de posibilitatea să-și apere drepturile. Și asta este extraordinar de grav. Și dacă noi nu vom conștientiza că trebuie să atragem atenție în primul rând la aceasta și abia în al doilea rând la sumele de bani care sunt acordate, noi nu avem șansă să avansăm spre țara în care ar dori să trăim. Am încercat să obținem un comentariu de la președinție la aceste declarații, dar reprezentanții instituției nu ne-au răspuns la solicitarea expediată. La acest subiect însă, la o emisiune de la Radio Moldova, șeful statului a declarat că decizia curții nu schimbă planurile autorităților de a numi un nou procuror general. Maia Sandu spune că noul șef al procuraturii va trece prin procedura de vetting, care presupune evaluarea integrității financiare și profesionale. Asta nu schimbă evaluarea care a fost făcută procurorului, fostului procuror general, și asta nu schimbă planurile noastre, inclusiv condiția Uniunii Europene, un proces nou de selectare a procurorului general, inclusiv cu testarea integrității, deci cei care vor să candideze la funcția de procuror general vor trebui și ei, ca și alți candidați la CSM, la CSP, la Curtea Supremă de Justiție, să treacă testul de integritate. Curtea Constituțională a declarat în 9 noiembrie neconstituțional articolul în baza căruia activitatea fostului procuror general al țării, Alexandru Stoianoglu, a fost evaluată, iar în consecință Stoianoglu a fost demis din funcție. Judecătorul Nicolae Roșca, care a demisionat din funcția de președinte al CC la scurt timp după emiterea hotărârii, și Liubașova au avut opinii diferite. Avocatul lui Stoianoglu, Iurie Mărgineanu, a declarat pentru Postul nostru de televiziune că magistrații înaltei curți parțial au dat dreptate acestui caz. Amintim că în 26 septembrie, la aproape 2 ani de la suspendarea lui Alexandru Stoianoglu din funcția de procuror general, președintele Maia Sandu a semnat decretul privind demiterea acestuia. Ulterior, Consiliul Superior al Procurorilor a examinat cu ușile închise decretul șefului statului. Mai apoi, fostul procuror general a contestat la judecătoria Chișinău decretul semnat de președintele Maia Sandu privind eliberarea sa din funcție. Anterior, Moldova a fost condamnată la CTED în cazul lui Alexandru Stoianoglu. Judecătorii de la Strasburg au stabilit că lui a fost încălcat dreptul la un proces echitabil atunci când a fost suspendat din funcție, deoarece nu i s-a oferit posibilitatea de a ataca decizia în instanță. Alexandru Stoianoglu a fost numit în funcția de procuror general în noiembrie 2019 în urma unui concurs public și a fost suspendat în octombrie 2021 atunci când Consiliul Superior al Procurorilor a permis ca el să fie cercetat penal pentru abuz în serviciu, corupere pasivă, falsă în declarații și depășirea atribuțiilor de serviciu. Fostul procuror general se declară nevinovat și spune că urmărirea penală împotriva sa este motivată politic. Autoritățile au respins orice implicare în cazul său, iar procuratura a afirmat că acționează doar în baza legii. Pe rolul CTEDO se află și altă cerere a lui Stoianoglu privind arestarea ilegală și deschiderea dosarelor penale împotriva lui din motive politice.
Se anunță o iarnă grea pentru oamenii cu venituri mici, iar aici nu vorbim despre vreme, ci despre vremuri. Resursele energetice rămân în continuare scumpe pentru mulți moldoveni, mai ales vârstnicii. Se tem că scumpirile la combustibil și curent i-ar putea lăsa fără banii de mâncare sau medicamente. Compensațiile oferite de stat sunt prea mici, iar prețurile pentru restul necesităților prea mari, ne-au mărturisit oamenii din localitatea Rusești Noi. Această femeie are 83 de ani și este una dintre moldovenii care se zbat în sărăcie și numără cu teamă fiecare zi ce o apropie de iarnă. Am găsit-o la primărie, unde stătea în rând ca să depună cerere de ajutor pentru lemne. Eu nu să-i fac să dau cerere să scutească lumină, să-i dai o leagă de ajutor la căldură. Care este pensia dumneavoastră? 2600. Ce să mergeți în magazin să vedeți câte datorii eu am, nu mă pot scurca o viață. Eu pe datorii ți-am să nu copii pe la mâine și am o toță și cu aceștia să. Nu ne jumnești să mă mai duc la medic să-i mai cumpăr injecții sau ceva, tableci. Nu ne jumnești, trebuie să plătesc factorile tăte, apa, gazul, gunoi și e greu cu totul. Și ne ajunge, nu ne ajunge nică. Și acest bărbat spune că de-a lungul vieții a îndurat multe, însă niciodată nu a simțit lipsurile ca acum din cauza scumpirilor. Dar greu, dar greu. Este lumea care mai are copii, noi suntem bătrâni, suntem la pensie, numai eu cu fost soție. Da, așa că străiești în ziua de azi la noi, mă lovă, dar nu sunt nevazmoși așa, nu poți străiești. Nu poți străiești pe așa pensie, că 2, 3 mii, 4 mii de lei în timp de iarnă, cum să trăiești? Deși spune că o să depună cerere de ajutor pentru lemne, spune că banii primiți oricum sunt prea puțini. Tu ajunge ce știu 800 lei pe tavă? Dar nu 800 de lei, și 800 de 1500 de lei cub. Calometul de lemn, 1500. Cât, dar cât trebuie să la 100? Într-un an trebuie 6 calometri, nu? Ca să faci, dar nu-ți ajunge ca să nu faci așa încă, să faci cu economie. Dacă așa e ghine, caut în casă, nu-ți ajunge. Și un cup de lemn, jumătate cup de lemne pe lună, cât-ți ajunge? Să faci focul, să încălzești casa, să faci mâncare, nici cum nu-ți ajunge. De când au fost anunțați că pot cere ajutor pentru gaz, lemne sau curent, coridorul primăriei este tot timpul plin, spun angajații instituției din Rusești Noi, raionul Ialoveni. Acum, la moment, așteptăm sala tot timpul plină, cu oameni care vor să depună cererea. Da, să aboneze, să pui la evidență pentru... Și toată ziua sunt oameni la primărie. Se gândește cu groază la iarnă și această femeie din același sat, mai ales că pe lângă cheltuielile pentru resursele energetice, mai are de suportat și pe cele pentru creșterea a 3 copii. Foarte greu să facem. Răbdăm și închidem așa ochii. Ajungem în casă, trebuie să cumpere afară, dar nu cumpere, îți permis să-i nic, trebuie să cumpere la un pasăr, la un porc, ne-am luat o bucăză purșeală la copii, trebuie mâncare. Tu să cumperi două pulpe, nu înțelegem, 60 lei, 3 copii, eu nu pot să țin cu două pulpe. Dar 100 lei farfuri, e farfuri în fiecare zi, nu poți, tu permite-ți să bani. Chiar dacă în acest an gospodăriile, care au ca principală sursă de încălzire lemnele sau cărbunele, vor primi o plată monetară de 800 de lei, familia femeii nu se bazează pe ajutor și adună tot ce găsește ca să se încălzească în sezonul rece. Ca niște uscături pe deal la cote, cam pământ. Grămădim noi pentru iarnă. Poate și tot văd o crâni și mai uscate. Iarnă prinde din. Peste 300.000 de gospodării au solicitat compensații pentru energie în perioada rece a anului în decursul a doar 2 săptămâni, anunța ieri Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totuși, tot ministerul preciza că anul acesta nu toți solicitanții vor primi ajutor în factură, iar criteriile de acordare vor fi mult mai dure. Vor rămâne fără bani din partea statului cei care au obținut anul trecut 1 milion de lei din dividende sau cei care au în proprietate cel puțin 4 imobile. Potrivit ministrului Muncii, Alexei Buzu, dacă
iarna trecută, aproximativ 80% din consumatorii care s-au înscris pe platforma Ajutor la Contor au primit categoria de vulnerabilitate foarte ridicată. Acum, în această categorie, care a fost redenumită în extrem de ridicată, ar putea intra doar aproape 18% din cetățeni. Alte 15% ar putea fi incluse în categoria foarte ridicată, iar 30% în cea medie. Deocamdată nu este clar care va fi mărimea compensațiilor, dar Buzu a declarat recent că fondurile alocate vor fi mult mai mici comparativ cu cele din 2022. În luna octombrie, inflația a fost de 6,3%, a anunțat astăzi guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, prezentând al patrulea raport privind inflația de la începutul anului. Conform previziunilor BNM, rata medie anuală a acestui indicator pentru acest an va fi de 13,6%, iar pentru 2024 va scădea la 4,5%. O micșorare a inflației nu înseamnă și o scădere a prețurilor, spun experții economici, care precizează că tarifele vor continua să urce, dar ce mai moderat decât a fost până acum. În luna octombrie, inflația a intrat în intervalul țintă de fluctuație al Băncii Naționale a Moldovei, 6,3%. Asta spune cel de-al patrulea raport pe această temă prezentat de guvernatorul BNM, Octavian Armașu. El a remarcat că inflația a continuat să scadă pe tot parcursul anului și a explicat de ce. Dinamica aceasta a fost susținută de mai mulți factori, în primul rând de deciziile noastre de politică monetară anterioare, dar și de o cerere internă modestă, o apreciere rapidă de schimb și de anumite evoluții în ceea ce ține de prețurile la energie și tarifele la energie electrică și gazul natural. Și în acest context, sigur că Banca Națională va continua să promoveze o politică monetară stimulativă pentru a încuraja cererea internă, totodată va urmări realizarea obiectivului său de menținere a inflației pe termen mediu, în limita intervalului de variații în jurul țintei de 5%. Potrivit lui Octavian Armașu, creșterea nu mai este la fel de accentuată nu doar la produsele incluse în indicele prețurilor de consum, ci și la rata anuală a indicelui prețurilor industriale. Amintim că, potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în octombrie 2023 au crescut cu aproximativ 0,5% față de septembrie. Expertul economic Viorel Gârbu spune că puterea scăzută de cumpărare a populației este unul dintre factorii de reducere a inflației, care nu înseamnă neapărat scăderea prețurilor. Acestea vor continua să crească, dar moderat. Un factor poate fi scăderea puterii de cumpărare a populației, care reprezintă nu are capacitatea să consume atât de mult, asta vedem și în PIB, în alte date statistici. Rata inflației înseamnă ritmul de creștere a prețurilor, da? Deci prețurile oricum cresc. Prețurile nu se vor reștini. Prețurile o să crească, dar oricum să crească mai încet. Inflația este un factor intrinsec, da? Natural, a unei economii de piață. Prin inflație nu se poate. Inflația stimulează consum, iar consumul stimulează producția. Conform previziunilor Băncii Naționale a Moldovei, inflația medie anuală pentru 2023 va fi de 13,6%, iar în 2024 va scădea la 4,5%. Numărul infectărilor cu noul coronavirus a crescut cu peste 21% în Republica Moldova. Datele au fost publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Astfel, în perioada 6-12 noiembrie, au fost puse 451 de diagnoze noi. În 34 dintre acestea este vorba de copii de până la 14 ani. De asemenea, agenția informează că două femei de 52 și respectiv 75 de ani au murit din cauza complicațiilor provocate de boală. Instituția recomandă în continuare păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, respectarea regulilor de igienă a mâinilor, igiena respiratorie, aerisirea spațiilor închise, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea la medic de familie la apariția primelor simptome ale infecției COVID. Printre acestea se numără febra, tusea, respirație dificilă, dureri în gât și dureri musculare.
Procurorii cer pentru Dragomir Popovici pedeapsă aproape maximă. Șoferul care în luna iulie a provocat un accident fatal pe bulevardul Decebal din capitală, soldat cu decesul doiniței Prodan, mama a două fetițe, riscă aproape 7 ani de pușcărie. Solicitarea acuzatorilor a fost anunțată în cadrul unei noi ședințe de judecată desfășurată ieri. În același timp, părinții tinerei decedate au cerut despăgubiri morale în valoare de 10 milioane de lei. Potrivit echipa MD, procurorii au solicitat pentru inculpat 6 ani și 9 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, întrucât acesta și-ar fi recunoscut vina și ar fi cerut ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată. Dar deoarece în 2021, după ce a fost prins beat la volan și a rămas fără permis de conducere, Popovici a mai fost condamnat la 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității de la care s-a eschivat, la termenul solicitat se va mai adăuga o lună de detenție. Acuzarea a solicitat aproape maximum pedepsei posibile, deci vorba, dacă includem și cele 150 de ore muncă neremunerată la care am făcut referire că nu au fost executate, 6 ani și 10 luni închisoare. Devastați de durere, părinții doiniței Prodan, decedate în urma accidentului, spun că pedeapsa cerută de procuror este una prea blândă. El avea viteză, s-a suit, bat la volan, sigur, fără permis. Unde este lipsa de rea intenție? Aici sunt doar rele intenții. Noi știm toții foarte bine că el urmă să dea la înjumătățirea termenului și din acest termen, dacă o să stea 2-3 ani și el o să iasă, dar fata mea o să stea sub pământ și nepoțelile mele până astăzi își așteaptă mama și nu știu că ea nu este. Și întreabă când o să vină mama, când o să vină mama. Și Gabriela Lupu, care se afla în aceeași mașină cu tânăra decedată în momentul accidentului, cere o pedeapsă maximă pentru Dragomir Popovici. Femeia a rămas mutilată și țintuită în scaunul rulant pentru o perioadă nedeterminată de timp. Nu văd niciun gram de mușcări. Mai mult ca atât, nu știu, soarta așa ne-a dus, suntem în aceeași localitate. De la nord, din Briceni. Și așteptam foarte mult ca măcar un pic de regret să văd sau să adreseze cu iartă, pentru ce am făcut. Părinții doiniței Prodan au cerut despăgubiri morale în valoare de 10 milioane de lei, iar Gabriela Lupu, care a rămas mutilată în urma impactului, 2 milioane. La rândul său, Dragomir Popovici, care susține că regretă cele întâmplate, nu este sigur că va putea achita aceste sume. A fost un moment de neglijență și iată, a schimbat total soarta unor oameni. Ceea ce ține de prejudiciile morale și materiale. Materiale le recunoaștem în totalitate. Ceea ce ține de prejudiciile morale, eu nu știu dacă vreodată, fiind și condamnat și fiind în detenție, nu știu dacă pot să fac față acestor sume. Potrivit procurorului, anterior pe numele lui Dragomir Popovici au fost intentate 45 de dosare contravenționale. Accidentul tragic s-a produs în 24 iulie. Șoferul învinuit ar fi circulat cu viteză excesivă pe bulevardul Decebal din capitală, când la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a tamponat în 3 automobile. Imediat după accident, acesta a fugit de la fața locului, fiind reținut după 10 zile. Șoferița uneia dintre mașini, doinița Prodan și 3 prietene ale sale au fost spitalizate. 2 săptămâni mai târziu, tânăra a decedat pe patul de spital. Ea a lăsat în urmă 2 fetițe de 3 și 5 ani, potrivit echipa MD. Un cuplu din Bălți a ajuns în această dimineață la spital cu intoxicație de monoxid de carbon emanat de un cazan defect. Despre aceasta anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit instituției, starea femeii de 26 de ani și a bărbatului de 29 de ani este satisfăcătoare. Locuința nu a fost afectată și acum acolo nu a izbucnit un incendiu. Se mai spune în comunicatul lui GSU, în care se precizează că toate circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la începutul acestui an, 69 de persoane au avut de suferit din cauza intoxicațiilor cu monoxid de carbon, una dintre care a decedat. Doi cai au fost uciși de o mașină condusă de un polițist de frontieră la Cantemir.
Accidentul s-a produs pe 13 noiembrie, în jurul orei 2:45. Informația a fost confirmată pentru Orizont TV de ofițerul de presă al IGPF, Raisa Novitski. Ea ne-a spus că bărbatul era în afara orelor de serviciu cu mașina personală, iar aparatul Dragger a arătat că nu consumase alcool. După accident, el nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cazul este cercetat de Inspectoratul de Poliție Cantemir, care a pornit o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs. Amintim că în ultima perioadă au avut loc situații în care polițiștii de frontieră au mers băuți la serviciu sau au fost prinși băuți la volan. În 20 octombrie, chiar un șef de direcție a condus mașina fiind în stare de ebrietate și tot a ghezmuit rău, un polițist de frontieră s-a prezentat la locul de muncă. Cazul a avut loc la Briceni. Construcția unei noi baze militare din apropierea capitalei a început. Pe terenul de câteva hectare de lângă Băcioi, mișină muncitorii și tehnica specializată. Zona este securizată, astfel că pe teritoriu au acces un număr restrâns de persoane, nu și jurnaliștii. Potrivit Ministerul Apărării, tabăra militară va dispune de cazări, încăperi pentru tehnică militară, dar și locuințe pentru efectiv. Majoritatea oamenilor cu care am discutat critică proiectul, declarând că Republica Moldova nu are nevoie de baze militare noi și nici de fortificare armatei. Câteva poze cu lucrările de construcție a noii tabere militare care sunt în plină desfășurare au fost făcute publice de către ministrul apărării. Anatolie Nosat îi susține că baza este construită în conformitate cu standardele internaționale și va dispune de cazărmi, săli de instruire, clădiri administrative, bloc alimentar, remize pentru stocarea tehnicii militare, depozite, săli de sport, precum și o zonă rezidențială pentru efectiv. Aceasta este destinată efectivului Armatei Naționale, care urmează să-și desfășoare activitatea în zona respectivă. Echipa noastră de filmare a mers la Băcioi să vadă cum decurge procesul. Intrarea pe teritoriul bazei este interzisă, iar accesul poate fi permis doar după coordonarea în prealabil cu cei responsabili de la Ministerul Apărării. Noi am reușit să filmăm doar din apropiere și putem să observăm că în spatele nostru se află câțiva muncitori care deja au început să-și facă treaba. Unii dintre ei au început să curățe zona, alții instalează țevi și alții deja au început să instaleze un gard. Pe timpuri aici a fost o unitate militară, iar acum un centru de mentenanță al forțelor armate, ne-au spus unii muncitori. Scump la vorbă, oamenii ne-au mărturisit că în prezent ridică un gard lung de peste 2 km, dar sunt efectuate și lucrări de curățare a zonei cu tehnica specială. Proiectul este derulat în contextul obiectivului de modernizare a infrastructurii Armatei Naționale, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Ne dorim condiții moderne de cazare și activitate, studii și antrenamente pentru militari, dar și redislocarea unităților militare în afara orașului în scop de asigurare a securității populației, a mai adăugat Nosatei. Mulți oameni cu care am reușit să discutăm nu văd cu ochi buni construcția noii unități militare, iar unii cred că, pe viitor, această unitate ar putea deveni una NATO. Le-aș spune așa, dar mă tem să nu mă închidă, să le stea în gât aceste baze militare, deoarece ne-au săturat deja. Nu avem pe ce să trăim, dar ei construiesc baze militare, se înarmează. E foarte deplorat pentru Republica Moldova, fiindcă ne implică într-un nou conflict, luând în considerare că tare, așa cum s-ar spune, la nivel internațional, siguranța e destul de aprigă și am dorit ca noi tot să păstrăm până la urmă neutralitate. Dar pe asta și iese, asta e influență din America și ținută și finanțată. Face parte din diferite strategii de război care sunt acum pe întregul pământesc. Adică tot ce e posibil, adică nu tot ce e posibil, cel mai probabil. Asta și este cauza de a instala aici o nouă linie de front. Foarte rău, ce noi avem nevoie de armament și asta, armată străină aici la noi, ori la noi trebuie să fie, pentru ce? Ce credeți, pe viitor această bază ar putea deveni una NATO? Cum merge cu pași mici, dar pot divi dacă se... Dar cum credeți? Tăcem.
Ministrul Apărării a venit cu o reacție la temerile oamenilor, declarând că demararea proiectului a generat o serie de dezinformări și speculații privind destinația și necesitatea acestuia. Proiectul de construcție nu este bază militară NATO, iar noua tabără este un proiect național finanțat din bugetul de stat, a menționat Nosatăi, fără a preciza însă costul total al lucrărilor. Republica Moldova are nevoie de o armată modernă, ceea ce înseamnă inclusiv condiții decente de serviciu și cazare pentru efectivul de militari și angajați civili, a mai menționat oficialul. În primăvara acestui an, Nosatăi declara că întreaga infrastructura unității va fi gata în cel mult 5 luni. În vară, Parlamentul a votat un proiect de lege care prevede dezvoltarea infrastructurii Armatei Naționale. Potrivit documentului, baza militară se va extinde pe un teren de aproximativ 26 de hectare. În apropiere de comuna Băcioi, după declanșarea războiului din Ucraina, Republica Moldova a decis să majoreze bugetul destinat apărării, ajungând în acest an la 1 miliard 700 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 0,55% din PIB. Mâine, Republica Moldova va primi ultimul lot de transportoare blindate Pirania din partea Guvernului Germaniei. Tehnica va fi recepționată în cadrul unei ceremonii, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, transportatoarele sunt oferite în contextul realizării obiectivului de modernizare a capacităților Armatei Naționale și în baza acordului semnat între Ministerul Apărării și partea germană. Amintim că primul lot de Pirania, în număr de 3 unități, a ajuns în Republica Moldova în luna ianuarie curent. Donația conține în total 19 vehicule militare. Blindatele de tip Pirania 3H pot obține o viteză maximă de 100 de km la oră, iar masa lor totală este de 14 tone. Fiecare mașină are câte un echipaj format din 2 membri și poate transporta 10 infanteriști. Blindatele sunt la a treia generație. Proiectele de infrastructură și sociale din Găgăuzia continuă să ia amploare. Acum o zi, tânăra generație a satului Dezghinja a primit un mare cadou. Echipa bașcanului Evgenia Guțu, cu sprijinul lui Ilan Șor, a restaurat clădirea unei școli abandonate și a deschis un centru sportiv pentru tineri. Localnicii au spus că de mulți ani această clădire se află într-o stare deplorabilă și chiar degradată, dar acum noua unitate va deveni centrul vieții tinerilor din sat. La ceremonia de inaugurare, omul de afaceri și politicianul Ilan Șor a subliniat încă o dată că pe lângă astfel de proiecte, în curând, în autonomie, vor începe lucrări de avergură la construcția unui aeroport și a parcului de distracții Găgăuzia Land. 3, 2, 1! Ura! Un nou motiv de bucurie pentru găgăuzi. De această dată, sărbătoarea a venit în satul Dezghingea. Acolo, echipa bașcanului Evgenia Guțul, cu sprijinul lui Ilan Șor, a restaurat clădirea unei școli abandonate de mult. Acum aici va fi deschis un centru de tineret și sport. După cum a menționat guvernatorul Găgăuziei, totul se face în autonomie pentru ca satele să devină atractive pentru tineri. Este primul obiect pe care noi открываем. Aceasta este prima unitate pe care o deschidem în satul dumneavoastră, dar avem în planuri mult mai multe proiecte de infrastructură, precum și proiecte sociale și economice. În curând vom merge pe toate străzile, casele și vom implementa tot ce am promis. Vă mulțumim că ați venit astăzi aici, ne primiți întotdeauna cu multă căldură și sunteți întotdeauna mulți. Și mă bucur că sunt mulți copii, iar unde sunt mulți copii, există un sat viu și viața continuă. Copiii sunt florile vieții și ale viitorului nostru. Echipa Bașcanului a preluat acest proiect pentru a crea condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber pentru tineri. Evgenia Guțul a spus că a fost consolidată fundația clădirii, montate ferestre și uși cu economie de energie, au fost izolați pereții și efectuate lucrări de finisare a fațadei. Acum, noua unitate va deveni centrul vieții tinerilor. Unii dintre aceștia deja își fac planuri despre cum vor veni în diferite secții și cercuri, iar adulții nu pot să creadă că, dintr-o clădire practic distrusă, a fost făcută acum o asemenea frumusețe într-o perioadă atât de scurtă de timp. Nici nu vreau să vorbesc despre cum a fost înainte. A fost o epavă. Când învățam acolo, mai era cum era, dar acum aproape că s-a ruinat. Uite cum este ea acum. Înainte le era frică să meargă în apropiere, da. Școala era veche, era deja pe punctul de a se prăbuși, era într-o stare groaznică. Acum există o fațadă, școala a căpătat o nouă viață.
Datorită tuturor sponsorilor, în special lui Ilan Mironovici și echipei sale, mulțumim pentru că ați început un lucru minunat. Cred că va fi și mai frumos în viitor. Mulțumesc tuturor! Acest proiect, ca multe altele din autonomia găgăuză, a fost implementat datorită atragerii de investiții din surse extrabugetare. În adresarea sa către localnici, Ilan Șor a spus că s-a făcut totul pentru ca noul centru să îndeplinească toate cerințele moderne și să devină un loc nu doar pentru activități sportive, ci și sociale și culturale. Iar acesta este doar începutul, a adăugat el. V-am promis că vom transforma Găgăuzia într-un tărâm de vis și ne vom ține de cuvânt. Acum se lucrează în absolut toate localitățile autonomiei, iar proiectele de infrastructură sunt date în exploatare unul după altul. Dar asta nu e tot. Așa cum am promis, Găgăuzia Land va fi pus în funcțiune pe 1 iunie și în următoarele săptămâni vom începe procesul juridic de construcție a aeroportului. Anterior, Evgenia Guțul a dat asigurări că echipa ei va lansa cel puțin un proiect de infrastructură în fiecare săptămână și de asemenea că vor fi atrase investiții în valoare de jumătate de miliard de euro în Găgăuzia și vor fi create 7.000 de noi locuri de muncă cu salarii decente. Printre proiectele planificate, în special, se numără construcția parcului de distracții Găgăuzia Land. În loc să ajute, autoritățile moldovenești caută toate căile posibile pentru a păstra monopolul companiei Moldova Gaz. Declarația aparține Bașcanului Găgăuziei și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit Evgeniei Guțul, guvernarea de la Chișinău pune piedici livrării gazului la un tarif de 10 lei metru cub. De cealaltă parte, reprezentanții partidului de guvernare susțin că acordul despre gazul ieftin nu poate fi executat. Bașcanul Evgenia Guțul susține că împreună cu echipa sa a depus tot efortul pentru ca în sezonul rece 2023-2024 oamenii să achite un preț mai mic pentru gazele naturale. Chiar și așa, guvernatorul declară că autoritățile împiedică acest proces, deoarece pentru acestea prețul de 10 lei pentru un metru cub de combustibil nu este profitabil. Noi am publicat un contract în valoare de 3,5 milioane de euro pentru furnizarea de gaze începând cu 1 decembrie. Din păcate, cele mai mari temeri ale noastre au fost confirmate. În loc să ajute ca inițiativa să aibă loc și noul furnizor să intre pe piața moldovenească, autoritățile moldovenești caută toate modalitățile posibile de a menține monopolul Moldova Gaz. Aceiași oficiali și experți care au lăudat avantajele pieței libere și care acum au locuri calde în consiliile de administrație ale Energocom și Moldova Gaz, cu salarii bune de peste 100.000 de lei pe lună, au început brusc să vorbească despre riscurile și dificultățile cu care se confruntă consumatorii atunci când își schimbă furnizorul. Președintele Adunării Populare din Găgăuzia susține că este regretabil că autoritățile împiedică procesul de livrare a gazelor cu prețul de 10 lei. Gazul care va fi furnizat Găgăuziei la preț redus este curat, iar autoritățile moldovenești înțeleg acest lucru. Dar este important ca ele să-și vândă gazul cu 18 lei, așa că nu este profitabil ca oamenii noștri să primească gaz cu 10 lei. Mai mult, Constantinov declară că în ajunul iernii, instituțiile sociale din Găgăuzia nu sunt conectate la căldură, iar conducătorii acestora sunt în așteptarea gazului la un tarif mai mic, deoarece bugetele nu permit achitarea tarifului actual. Grădinițele, școlile stau practic astăzi fără încălzire, oamenii sunt îngrijorați și nu știu cum va fi mai departe, este frig. Toți stau îmbrăcați, și copiii și adulții în aceste încăperi, deoarece conducătorii nu înțeleg ce va fi mai departe. În primul rând, toți au datorii mari încă de anul trecut. În al doilea rând, ei înțeleg că prețul la gaz de 18 lei astăzi fiecare întreprindere trebuie să caute vreo 500.000 de lei ca să iasă cumva din situație, iar altele în genere au nevoie de câte un milion. Este clar că sunt sume enorme. Primarul orașului Taraclia susține că este condamnabil că astăzi cei de la putere sunt preocupați să împiedice procesul de livrare a gazelor la un preț mai mic. În Găgăuzia au fost vreo 5.000 și jumătate de cereri, dar de ce spun că autoritățile amână acest proces? Pentru că Moldova Gaz, Găgăuzia și toți ceilalți au primit ordin să nu accepte categoric aceste cereri, lucru pe care nu au dreptul să-l facă. Cred că în viitorul apropiat se va confirma că aceste scrisori au fost trimise pentru că au fost expediate prin poștă și va exista confirmarea că le-au primit.
Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejoan, a declarat că de săptămâna viitoare va fi deschis un oficiu și în orașul Orhei, unde vor fi recepționate cereri de schimbare a furnizorului de gaze naturale. Potrivit lui, și locuitorii din Orhei solicită gaze la preț mai mic. Am început, mulțumită Bașcanului Găgăuzii și companiei NordGaz furnizare, să pregătim, am pregătit oficiu deja și de săptămâna viitoare, vor începe colectarea contractelor de schimbare a furnizorului, ceea ce este corect conform pachetului 3 energetic, care este aprobat prin Consiliul Europei. Am solicitat un comentariu de la reprezentanții guvernării la aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că, citez, acest gaz ieftin este un fals și nu poate fi executat. Sunt promisiuni electorale care nu au nimic în comun cu realitatea. Nu există preț mai mic decât cel la care cumpără acum Energocom. Menționăm că anterior Evghina Guțul a publicat contractul de achitare a gazelor cu 10 metru cub pentru autonomie, Taraclia și raionul Orhei, iar firma turcească și cea germană, semnatară ale acordului, au confirmat că documentul publicat este unul cât se poate de adevărat. Totodată, Bașcanul a anunțat că a fost efectuată prima plată de 3,5 milioane de euro pentru gaz la preț redus. Reprezentanții NordGaz Furnizare SRL susțin că livrarea combustibilului va începe din 1 decembrie, iar primele vor fi conectate instituțiile sociale. În prezent, consumatorii casnici achită pentru un metru cub de gaze 18,6 lei cu TVA inclus. Procurorii i-au interzis lui Matei Dohotaru, principalul martor al acuzării împotriva lui Ilan Șor în dosarul denumit generic furtul miliardului, să depună mărturie la o instanță de judecată americană. Potrivit unui ordin semnat de către adjunctul procuror șef al Procuraturii Anticorupție Octavian Iachimovski, Dohotaru nu are dreptul să divulge informații despre urmărirea penală care au devenit cunoscute și, de asemenea, este obligat să păstreze confidențialitatea urmăririi penale în dosar. Învinuitul, fostul deputat Ilan Șor, a anunțat despre acest lucru pe rețelele de socializare și a publicat documente ce confirmă acest lucru. El insistă că Matei Dohotaru să fie audiat ca principal martor împotriva sa și a menționat că judecătorii americani sunt nedumeriți. De ce oamenii legii din Republica Moldova se opun acestui lucru? Până la redactarea știrii, Procuratura Generală, precum și cea anticorupție, nu au oferit o reacție la declarațiile lui Șor. Potrivit lui Ilan Șor, autoritățile moldovenești îi interzic lui Matei Dohotaru să depună mărturie, deși el este principalul martor împotriva lui și, după cum a subliniat fostul deputat, trebuie chiar acum să depună mărturie în instanța din SUA, să dezvăluie totul și să arate lumii întregi cât de înspăimântător este Șor. În acest sens, Ilan Șor se întreabă în publicația sa pe Facebook: ce fac Sandu și ceilalți? Convoacă întreaga presă, atât cea locală cât și cea americană? Cer transmiterea mărturiilor lui pe canalele centrale în toate limbile? Pregătesc un mesaj către popor? Ei bine, desigur că nu. Ei îi interzic să depună mărturii. Vă spun încă o dată, pentru cei care nu au înțeles, Procuratura Generală a Moldovei îi interzice să depună mărturii împotriva mea în instanța din SUA. Nu doar că îi interzic, ci îl amenință cu închisoarea. Americanii sunt previzibil șocați. Ei nu au înțeles încă cât de grav e totul, nivelul de minciună și prostie al marionetelor moldovenești, scrie Ilan Șor. Reieșind din cele expuse, Șor s-a adresat presei moldovenești: domni jurnaliști din Moldova, dacă mai aveți măcar o fărâmă de conștiință, întrebați autoritățile noastre de ce se tem atât de mult de instanța americană. Ce ascunde procuratura? Chiar nu sunteți și voi curioși? Nici Procuratura Generală, nici cea anticorupție, nici administrația prezidențială nu au reacționat la postarea lui Ilan Șor. Amintim că Tribunalul Districtului Calambia, SUA, a emis în 11 septembrie o ordonanță împotriva cetățeanului moldovean și fost angajat al BNM Matei Dohotaru, prin care îl acuză de sfidare civilă condiționată pentru că nu s-a conformat la două citații. Asta după ce avocații lui Ilan Șor au solicitat instanței din SUA să acorde o depoziție din partea lui Dohotaru în legătură cu procedurile penale ale politicianului în Republica Moldova. Matei Dohotaru a devenit un martor cheie împotriva lui Ilan Șor în dosarul fraudei bancare, care este investigat în continuare. După ce a furnizat probe împotriva lui Șor în 2017, Dohotaru a părăsit țara. După cum au declarat anterior avocații lui Șor, pledoaria lui în instanță a avut succes, iar Dohotaru
Cotaro a fost chemat să se prezinte pentru depoziții, însă nu s-a conformat. În consecință, Tribunalul Districtului Calambia i-a impus lui Dohotaro o amendă de $500 pentru fiecare zi în care nu se conformează citațiilor între 26 septembrie și 10 octombrie și de $1000 pe zi pentru nerespectarea citațiilor după 10 octombrie. Pentru a se conforma citației, Dohotaro trebuie să predea avocatului lui Shore documentele solicitate în citație și de asemenea să se prezinte pentru a depune mărturii. De asemenea, instanța a dispus ca Dohotaro să plătească cheltuielile de judecată ale lui Shore. În caz de nerespectare a ordinelor judecătorești, legea din SUA prevede chiar pușcărie. Shore contestă probele lui Dohotaro, precum și credibilitatea acestuia în calitate de martor, iar echipa de avocați a lui Shore a făcut mai multe încercări de a-l audia pe Dohotaro în legătură cu probele sale. Documentul cu decizia instanței de judecată a fost pus la dispoziție redacției Orizont TV de către avocații moldoveni al lui Ilan Shore. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc!